De cele mai multe ori când vin acasă, la Năsăud, la bunica acasă gătim împreună, mă cheamă de fiecare dată cu ea în bucătărie să o ajut și măcar să mă uit la ea, nu neapărat să o ajut, dar să fiu acolo cu ea tot timpul. No, Cristina, dragă, hai că am gătat găluștile, să ne apucăm de clătite. No, bun, și ce fac prima dată? Prima dată îți faci ouăle, doar nu mi-ai făcut. Cred că semăn cu bunica, fizic semănăm puțin cum era ea în tinerețe, da, așa, ca și caracter, da, m-am format cumva după ea. Bate-le bine, bine, când te măriți, bărbatul cere, trebuie să știi să faci crătite. Până atunci mă învăț. Peste 20 de ani, peste 10, să zicem, m-aș vedea cu o familie, cu soț și cu copii. Mi-ar plăcea să am 3 copii. Eu am sfătuit-o să găsească un băiat cu minte și dacă se poate să fie din domeniu. Plâng datorită respectului pe care l-am față de ea și oarecum din mulțumire pentru cum a crescut. Bine ai venit! Bună seara și bine v-am găsit! Ești foarte frumoasă! Mulțumesc frumos asemenea! E, mulțumesc! Draga noastră, vrei foarte tare să-ți îndemezi o familie. Despre asta ai tot vorbit cu colegii mei. Da, 3 copii? Este. El ce 3. Zice? 3. Este de acord. A, bun, deci e planul oricum făcut împreună. Da, și da. Nunta? Nunta încă nu se știe pe când va fi, dar va fi cu siguranță. Vă dorim succes în tot ceea ce v-ați propus împreună. Eliza Stan, vă rog! Cristina, ți-a ales foarte bine cântecul acesta pentru că ți-a pus în valoare calitățile vocale și bunul gust, un simț al frumosului și talentul au reușit să te facă să te prezinți astăzi foarte bine la acest concurs. Bravo! Mulțumesc din suflet! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Voi, tinerii, trebuie să veniți să recreați muzica.
Eu când asist la concurența, știți cum cântă din Bistrița, mă aștept să cânte o variantă de Miorița, o hore. În Bistrița există structuri de doină. Și veniți așa, tiri, și greu e cântată melodia. Tiri, ra, ri, ra. Ești în concurs. Știi ce vreau eu? Uite. Da, vă rog. Horește o hore cum se cântă, cum se horește pe la Bistrița. Am drăguț năsăudian. Nu, no, stai, horește o hore cum se horește pe deal. Treci la colț. Treci la colț. Da, da. Acolo îmi stai, până-mi horești. Pot să vă cânt o strofă dintr-o baladă? Nu o strofă, o hore, domnule. Horește! Nu! Ți-am zis că nu! Cam așa să-mi cânti. He, 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 că un felul ăsta. Stai acolo. Stai acolo cu minte. Lângă someșlatri plopci șade un voinic pătris nopci covinit pe drum de sară la Beclean, la târg de țară. Bojotă, hai duc vestit dilarun câi coborât, are la și smăcuțât pe două părți ascuțât, numai bun e de bărberit. Știu de frica lui păgânii ce baciocoresc românii. Așa, bine. Cristina. Da. Da, dar la asta trebuie să fie și glasul cu tine. M-a luat, mi-a plăcut, adică cum s-a... Treci la colț! Ia uite! Trebuie să ai strălucire în glas. Numai frumusețea linii melodice. Cine te opri să nu cânti așa? Dar era să fie mai aerisită linia melodică. Prea ai tărăgânat-o așa. Bine. Mulțumim! Mulțumesc. Niculina! Norocoși cei care se nasc într-o zonă cu grai și vin și o cinstesc, așa cum ai cinstit-o tu. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am norocul să stau în fața voastră, să vă privesc și să vă văd pe mulți dintre voi cât de sfioși sunteți și cât de bine știți să ascultați ce vi se spune. Din punctul meu de vedere, tu ești impecabilă. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc. Mulțumim! Cornelia! Și din punctul meu de vedere, Cristina este impecabilă. Mie mi-a plăcut foarte mult cum ai cântat. Nu am nicio obiecție pentru tine decât cuvinte de laudă. Vă mulțumim! Mircea Dinescu, vă rog! Da, e o apariție fermecătoare cu un costum absolut interesant. Așa n-am mai văzut. Bucata aia de negru cu cealaltă pusă... Și, asta e tradiția, și da? Și pânzătura din spate este roșie. Ia, întoarce-te! Ia foarte câtă. Frumos! Da. E o mare frumusețe. Mie mi-a plăcut cântecul ăsta legănat, așa. Da, eu l-aș fi tot. Acum, e de cugetat și ce spune Leșe, că Leșe pare că e omul ăla rău de aici, dar cormonește și tu acolo, prin cotloanele satelor, da. Și atunci vino cu o chestie originală, să arăți că pe lângă talentul tău nativ, ai și o inteligență artistică capabilă să scoată nestematele de unde sunt ele îngropate acolo, prin cine știe ce fundătură de sat, așa, știi? Mulțumim foarte mult! Păreri bune, zice, una peste alta și recomandări de care sunt convinsă vei ține cont. Da. Ne vedem mai târziu. Succes! Hey! Ce faci, mamă? Mulțumesc, foarte bine. Da, nu se putea altfel. Nu! Bravo, felicitări! Bravo. Mulțumesc din suflet. V-a plăcut? Da. Treci la colț! Ce vreau să-ți spun? Da. Când știi să horăști, să ieși de acolo. Da?